Deputatul PNL Ioan Balan consideră că transportul local gratuit pentru elevi ar trebui generalizat în toată țara, dând ca exemplu în acest sens municipiul Suceava. Ioan Balan a spus că odată cu preluarea guvernării de către Partidul Național Liberal, România continuă să se dezvolte puternic, lucru reflectat atât în creșterea economică de la finalul anului trecut, cât și în cea din primul trimestru al acestui an de 2,8% din PIB. Ioan Balan a spus că măsurile economice liberale au dat și dau roadele așteptate, lucru care a luat prin surprindere atât Fondul Monetar Internațional cât și Comisia Europeană. Aceste două instituții revizuind pozitiv așteptările pentru creșterea economică din acest an, până la 6% din PIB. În acest context, deputatul PNL de Suceava a arătat că România se confruntă în continuare cu o problemă deosebit de delicată în ceea ce privește accesul copiilor la sistemul de învățământ. El a precizat că abandonul școlar, încă foarte mare, în special în regiunile mai puțin dezvoltate ale țării, este determinat de condițiile economice nefavorabile ale părinților, care nu pot asigura din veniturile familiei toate cele necesare pentru copiii lor, haine, rechizite, transport și hrană. El le-a transmis colegilor din Parlament că a aflat cu deosebită satisfacție că autoritățile administrației publice din municipiul Suceava au spart gheața și pe lângă investițiile constante pe care le-au susținut din bugetul local pentru modernizarea școlilor, săptămâna aceasta vor introduce gratuitate pentru toți elevii din învățământul preuniversitar pentru transportul local. Ioan Balan a adăugat că și-ar dori ca guvernul să vină în întâmpinarea acestei inițiative și acolo unde primăriile nu au resurse financiare suficiente ca să asigure transportul gratuit al elevilor la școală, sumele care lipsesc din bugetele locale să fie acoperite măcar parțial prin transferuri de la bugetul de stat.